Evident că după două vizite extrem de importante, una la Moscova și a doua la Bruxelles, ar fi important să avem discuții cu vecinii, România, Ucraina. Eu înțeleg că situația nu este simplă la această etapă, nici în România, nici în Ucraina, însă rămân deschis pentru discuții cu prietenii noștri, cu partenerii noștri, cu vecinii noștri. În afară de aceasta, dacă vorbim de Uniunea Europeană, sper mult că în timpul apropiat voi avea discuții cu conducerea Ungariei. Nu exclud la o anumită etapă, am ieșit și eu cu această inițiativă să avem o întrevedere oficială cu prim-ministru Ungariei. Din spațiul vestic, din CSI, posibil în timp apropiat o să avem întrevederi cu conducerea Azerbaijanului. Este invitație și din partea Armeniei și din partea Belorusiei. Vedem care o să fie agenda în următoarele săptămâni. Aceasta ceea ce se referă la vizitele oficiale.